Iată adevărul despre Orange Blue. Ei bine, cu toții știm de faptul că ei s-au despărțit pentru că a fost un val destul de mare de hate pe internet legat de lucrul acesta și eu o să fac un scurt rezumat la tot ce s-a întâmplat și care este concluzia. Ei bine, după ce Crispin a ieșit din Orange Blue, a făcut un videoclip în care a povestit tot ce s-a întâmplat și a dat toate cărțile pe față, i-au acuzat pe cei de la Orange Blue că... Ar fi făcut content fake și pe lângă contentul fake ar fi mințit și lumea cu niște sume false și ar fi exploatat angajați fără să le dea bani și punându-i să muncească gen să-și construiască și background-ul și tot studio și tot așa. Dar Orange Blue a venit cu un video în care s-au apărat, dar totuși destul de puțin relevant. Voi scrieți-mi în comentarii cine credeți că are dreptate.